ziua, doamnelor și domnilor. Sunt Tudor Chirilă, actor la Teatrul de Comedie și solist al trupei Vama și vă spun bine ați venit la întâlnirea dintre mine și istoricul Lucian Boia. O să fie un dialog, sper, foarte interesant, mai ales pentru gașca tânără de pe internet. Un dialog în care vom vorbi despre starea socială și politică a României. Poate că sune așa pompos, dar va fi interesant pentru o generație care cred eu că are nevoie să își găsească niște repere. Și cum domnul Boia este un om foarte tânăr, mai tânăr decât mulți tineri pe care eu îi cunosc, cred că din acest dialog se vor putea extrage idei interesante. Bună dimineața, domnule Boia! Bună dimineața! Ce faceți? Ce să fac? Bine, continui viața și opera. Ok, vă invit în mașină. Mulțumesc foarte mult! Domnule Boia, zic să începem. Să începem. Ce faceți? Ce să fac? Cu viața și opera, cum vă spuneam. Cu viața și opera. Opera dumneavoastră a stârnit ceva efervescență, ceva critică, ceva polemică. Da, unii sunt încântați, alții sunt foarte supărați. Perspectiva dumneavoastră extrem de incisivă și sintetică asupra formării statului român și asupra cumva unui soi de demitizare, nu știu dacă sunteți de acord cu cuvântul ăsta. Da, eu n-aș vorbi neapărat de demitizare, ci de un efort pe care e firesc să-l facem ca istorici. E un efort de înțelegere. O să vă rog să vă puneți centură. Să nu ne oprească poliția din dialogul nostru. Am încercat să interpretez aceste mituri. O societate nu poate trăi fără mituri. O comunitate nu are cum, trebuie să creadă. Mitul e o credință, o mare credință. E firesc să crezi în ceva. Și nu înseamnă că miturile sunt neadevărate. Nu sunt nici neadevărate, nici adevărate. Sunt mituri pur și simplu care leagă comunitatea respectivă, dă un sens, îi oferă proiectele de care are atâta nevoie. Cu puternic rol psihologic. Sigur că da. Deci eu nu am pornit un război împotriva miturilor, ci pur și simplu am încercat să le explic în felul meu. Eu m-aș referi acum la ceea ce s-a întâmplat după tragedia din Clubul Colectiv, când am văzut o țară prăbușită din punctul de vedere al infrastructurii. În momentul ăsta, toată lumea spune că este nevoie de o schimbare radicală a clasei politice. Dar nu prea se întrevede, din păcate. Dar nu prea se întrevede. Și întorcându-mă în trecut, aș spune că v-aș cita și a spus în majoritatea cărților dumneavoastră că problema acestei țări a fost că întotdeauna motorul schimbării a venit din partea unei elite, dar că partea de mediocritate, ca să-i zic așa, sau clasa de mijloc, sau clasa care ar trebui să opereze aceste schimbări a fost tot timpul refractară, pentru că am avut acest conflict între elite și o țară predominant agrară, cu populație rurală, care n-a putut să integreze. A existat la noi o fractură importantă, gravă, chiar între o elită destul de subțire și foarte valabilă, mai ales în perioada interbelică. Deci în anii 30, elita românească e la cel mai bun nivel european. Dar, din păcate, această fractură între elita de care vorbesc și marea masă a populației, analfabetă în bună măsură, tot în perioada interbelică, la asta mă refer, de aici și comunismul s-a alimentat. Această lipsa unei coerențe sociale, naționale, prea multe discrepanțe de ordin social și cultural. Și toate ca rezultat, în fond, al unei întârzieri istorice. Noi trebuie să ținem cont de această întârziere istorică. Suntem o societate, din păcate, destul de întârziată. Sigur, în contextul mai larg, este european. Europa răsăriteană a avut și are încă o întârziere semnificativă față de Occident. Dar la noi s-au adunat și alte întârzieri.
începând, dacă pot să spun așa, chiar cu începutul. Nu? Noi am învățat cu toții la școală, dar fără prea multe comentarii, că țările române apar când? În secolul al XIV-lea, Țara Românească, apoi Moldova. Bine, nu știu dacă un profesor a spus cândva elevilor că pun secolul XIV, dar e aproape un scandal. Secolul al XIV-lea, suntem ultimele țări din Europa care ne constituim. Evul mediu românesc începe atunci când în Occident se termină evul mediu. Nu? Ne apropiem de renaștere în secolul al XIV-lea. Hamlet e scris la 1600 și noi ne lăudăm cu scrisoarea lui Neacșu, un document din 1521. E, care e totuși anterioară lui Hamlet, cu aproape un secol. Așa da. E, îmi cer scuze. Dacă te învârți prin București, dacă te învârți prin țară, toată lumea spune m-am săturat de clasa politică, m-am săturat de... este nevoie de o schimbare, sunt niște hoți, nu se mai poate trăi așa, nu mai merge. Credeți că această fractură observabilă la început de secolul XIX, apoi în perioada începutului comunismului în România, acum este mai mică? Adică este mai multă disponibilitate pentru o schimbare reală și în mentalități și nu formele fără fond ale lui Maiorescu? Bine, lucrurile s-au dereglat și mai tare în urma comunismului. Proiectul comunist a eșuat complet și asistăm la incapacitatea societății postcomuniste de a se așeza pe baze temeinice și funcționale. Sigur, e aceeași distanță, chiar o distanță mai mare din punctul de vedere al condiției materiale, să spunem, între elita postcomunistă și românul de rând. Numai că este altă elită. Comunismul a distrus în întregime sau aproape în întregime elita anterioară și a improvizat până la urmă o nouă elită. E un mare amestec în ce privește valoarea intelectuală, de pildă, a membrilor elitei românești. Spune elită nu în sens de excelență, ci elită ca termen tehnic, cei care se află deasupra, că e vorba de spațiu politic, e vorba de economie sau de cultură. Ori, în prezent, dacă privim spre spațiul intelectual românesc, e o mare confuzie a valorilor. E un mare amestec între oameni de valoare, avem mulți oameni de valoare și în generația tânără cred cu atât mai mulți, doar că cei mai mulți dintre ei rămân din păcate în afara sistemului. Da. Deci avem oameni de valoare, dar amestecați cu multă mediocritate și din păcate nu numai cu mediocritate, ci și cu multă, foarte multă impostură. Uitați-vă la, cum s-o numesc, mafia doctoratelor. Exact. E ceva incredibil, ne descalifică în plan european. Nu mai zic de scriitorii din închisori și așa mai departe. Adică sunt niște lucruri tipic românești, aș spune, ironic, dar și cu durere. Nu se poate ca românii totuși să rămână atât de departe de spiritul european. O mulțime de intelectuali sau de așa ziși intelectuali care gândesc aiurea, care n-ar avea ce să caute în spațiul intelectual. Dar cine separă grâul de neghină? Cine îi separă? De cei cu doctorate luați la Academia SRI sau mai știu eu unde, de cei care și-au făcut doctorate corect la universitate, dar și aici trebuie separați unii de alții. Deci să nu ne închipuim că universitățile cu tradiție nu sunt focare de infecție. Sunt, într-o mai mică măsură, să spunem, decât alte instituții, dar sunt și ele. Este un amestec care nu știu cum se va desface până la urmă. Și toți așezați pe același plan. Și excelența și impostura. Pe de altă parte, revenind la intelectualitatea românească din diversele perioade ale existenței noastre, ați remarcat disponibilitatea spre o hiperlaxitate, așa. Mă refer acum la felul în care
intelectualii n-au avut nicio problemă să se înregimenteze în Partidul Unic la dictatura regală, apoi o mare parte să facă pactul cu comunismul, după care celebrele ode aduse conducătorului. Dumneavoastră spuneți că rezistența la comunism a fost destul de mică. Mie nu mi se pare că a fost destul de mică, mie mi se pare că a fost un comunism extrem de agresiv, o implementare extrem de agresivă în România, poate un caz particular, pentru că închisorile comuniste din anii 50, fenomenul Pitești, Gherla și așa mai departe, toate adunate și epurarea clasei politice a fost, și nu numai, a făcut sute de mii de victime. Adică alea n-ar fi trebuit să reprezinte un model pentru România ulterioară? Nu, în România cu siguranță că a fost o rezistență anticomunistă și destul de semnificativă la sfârșitul anilor 40 și în anii 50. De asta s-au și umplut închisorile, represiunea în fond trebuie văzută în raport cu rezistența. Exact. Au fost cam de aceeași amploare. Însă, din păcate, nu s-a atins masa critică. Și încă o dată, rezistența a fost, dar a fost totuși rezistența unei minorități semnificative, însă fapt este că marea masă a populației n-a putut să fie antrenată în această rezistență, fie și doar pasivă față de comunism. Suntem gata să tragem concluzia că nu există apetență pentru onoare, pentru demnitate, pentru un anumit tip de consecvență morală? Nu, cred că românul este... Sigur, nu e bine să generalizăm, dar până la urmă trebuie să mai și generalizăm, să simplificăm lucrurile. Sigur că întotdeauna totul e mult mai complex. Oamenii sunt de tot felul, românii nu sunt toți la fel. Însă, dacă e să simplificăm, românul e mai înclinat să plece capul, să aștepte să treacă furtuna, fiindcă are o experiență istorică, cum spunea deja Miron Costin, bietul om este sub rem, n-ai ce să faci, vremile sunt mai puternice decât voința individului sau chiar voința întregii societăți. Păi da, pe de altă parte mă gândesc cu groază la faptul că atunci când te formezi în primii tăi ani de viață, ai nevoie de modele puternice. Cum predăm onestitatea, cum predăm demnitatea, cum predăm puterea de luptă, cum ar preda Lucian Boia o oră de istorie într-o școală sau într-un liceu la clasa 9 și a 10-a, care vizează, să zicem, războiul de independență sau perioada interbelică sau chiar rezistența comunistă. Ce le-ați spune copiilor? Ce să le spunem? Ca să înțeleagă că au pentru ce trăi în această țară și că au niște modele de urmat, că nu poți fără bine, să nu ne închipim acum, indiferent cum a fost istoria, și ea n-a fost doar eroică sau doar, eu știu, încărcată cu compromisuri de tot felul. Istoria e amestecată cu bine, cu rău, cu tot ce vreți. Nu știu dacă educația actuală a copiilor trebuie să treacă neapărat sau să treacă în primul rând prin istorie. Adică să-i spunem copilului, fii viteaz, fii corect, că așa a fost și Ștefan cel Mare. N-am înțeles. Sau că așa a fost Decebal în urmă cu 2000 de ani. Fără să neg importanța istoriei, importanța formativă a istoriei, cred că oamenii trebuie să se inspire și să se adapteze în primul rând epocii în care trăim. Deci nu cred, cinstit vorbi, nu cred că prin istorie facem acum, în primul și în primul rând, prin istorie, educație civică, educație morală. Cred că trebuie să învățăm pe oameni ce înseamnă democrație, ce înseamnă lege, ce înseamnă reguli, mai ales reguli. Suntem o societate care nu respectăm regulile. Tocmai am trecut pe roșu. Cine o să ne învețe pe noi? O să ne învețe Ștefan cel Mare cum să respectăm regulile? Este absurd. Deci
nu trebuie să cerem istoriei mai mult decât poate da. Dumneavoastră spuneați, România încearcă pentru a câta oară să se integreze într-o lume în care aceste valori sunt importante, pe care le-am tot enumerat până acum, și copiii noștri ar trebui cumva să și le însușească de undeva. Altfel, după părerea mea, ratăm a câta oară integrarea în Europa. Dacă ne-o dorim. Da, integrarea în Europa, ca să spunem mai clar, este integrarea în lumea occidentală. Deci modelul este modelul Occidentului. S-a petrecut o primă integrare în secolul al XIX-lea, care a fost reușită la nivelul elitelor. Dar, din păcate, marea masă a populației ar mai fi avut nevoie de încă 2-3 generații ca să pătrundă cultura de tip occidental, să pătrundă cât se poate de adânc. Ori astea 2-3 generații nu au mai existat, fiindcă a venit comunismul, care a deplasat complet România în cu totul altă zonă, iar după comunism, în condiții foarte complicate, încercăm să revenim la modelul occidental. E mai complicat acum decât în secolul al XIX-lea. Nu cred că istoria e principalul model pentru ceea ce avem de făcut. Trebuie să învățăm pe copii încă o dată ce înseamnă cu adevărat democrația și ce înseamnă regulile. Occidentul este o societate de reguli. Noi suntem o societate de aranjamente. Asta e deosebirea fundamentală între lumea occidentală și lumea noastră românească. Românul se descurcă, românul se aranjează. Sigur, și occidentalii se descurcă, încearcă să se descurce, dar totuși există un respect față de reguli. Unde am fi fost, domnule Boia, fără comunism?